Au, au, au. Parcă mâncăm un ghetou cu aia. La Turcu, al doilea restaurant pe care îl facem în momentul de față. Suntem la șaormeria numărul 3. În această minunată zi avem șaorma Coresi. E bună. Ultima șaorma Dania. Aia zic. Guys, în următoarele zile facem tot 3 șaormerii Piatra Neamț. Suntem arăt tot la Vlăduț. 5 șaormerii, nu 3. 5? Vrea să mâncăm forță rău de tot? Da, da, da. Da. Vrea să... Vrea să începem să mergem și la sală la... Uite acolo, la nu? Sală de mese. Da, sală de mese, cel mai bine că în asta încăpem toți. El are 98 de kg în viu, eu am aproape 80. Facem 95 cu indulgență. Nu uitați, rupeți butonul de like și subscribe dacă vă place ceea ce facem și v-ar place să mai facem aici Neamț. Ia uitați-o, după părerea mea are în jur de 400-600 de grame. După părerea lui are în jur de mam. Așa arată, imediat o scoatem. Ma. Hai că am momentan, deschis-o inversă. Momentan doar ambalajul de ea. Vedem, e caldă cum trebuie. Am deschis-o invers. Băiatul ăsta e mai dolofan, s-ar putea să o dovedească mai repede. Ia uite. Au, au, au. Hai să vedem dacă se compară cu astea grele din București. Ha. La 20 lei nu te super cu șaorma asta. Adevărat. Asta e partea bună, costă 20 de lei. Dar de ce nu mai punești chestia din aluminiu dacă tu oricum o scoți? Am și o întrebare. Ca să țină caldă? Da, da. Cam așa arată. Puțin mai mare decât palma. Rotundă cam așa. Dacă ar vrea și conspiratorul meu aici la review, să apară. Fac ceva. Hai noroc. Să fii într-un ceas cu cu. Hai noroc. Merge. E ok. Sosurile sunt light. Trebuia să luăm un pic picantă, că nu mai așa, da? Ce zi o să simte că n-a? Ok. În principiu, merge perfect sau oricum. N-am mâncat nimic. Asta are cât are? 1000 de calorii? Uite pătrunjelul. Ăla e iz. Am uitat și eu. Din greșeală, l-am scăpat de acolo. Pătrunjel, da. Normal nu-mi place, dar acum nici nu se simte. Cum îți place? Din carnea aia e. Aici. Pus din carne aia, desigur. Nu știu niciodată, nu mai râde de asta. Când se pune pățepul și nu se știe ce se pune. Șobolan. Și ce merge aici? Un hamburger. Și ce merge aici? Unul a pus una gratis. It's the one and only Eagle Double. Da. Am avut șaorma Coresi azi. N-am ajuns la timp. Da. Deci bun, e bun. Din top 5-ul care și-l dorește Vlăduțu, ăsta e primul. Cred că facem la sfârșit review de overall. Cred că o să fie 5 șaormerii. Cea mai bună oricum e la gară, sigur. Era în Caterinca, gen. Nu, aia are zgârci. Știu. Dar aia mănânci și acolo, ce crezi? Ma. Ma. Mi-a fost rău 3 zile. Acolo se pare carne de cartofi. Ți-o reglează din lipii. Și de bani îți dai bună aici? Cizi acum, da? Da. Merge.
sincer să fiu. Bine, adevărul e că prețul de 20 mică, lei, nu? Foarte mică, da. Cred că mai întreb luna. Ia zi banez. Imedie. Nu știu, clătit așa. Asta medie? Nu e pe neagră. Asta e mică. Cum să fie medie? Așa zic băieți. Nu știu, ai de părat să le mărim. Ma. E bună. Mi-e place. Deci mai mi-au libaneză. Și o negresă. Ce ai făcut aia? Terminat? E mică. Vezi că ajunge așa, la gabarit. Depășit? Mai ai un pic. Așa pe final? S-au simțit puțin sosurile jos, dar nu... Light la sosuri, puțină verzică și gen ușoară și pe, și pe legume. Carnea a fost ok, cheese-ul abia s-a simțit la început gen. Cred că pentru neamț merită un 7,58 aici. Vedem la sfârșit cum ne hotărâm și în funcție de restul. Mărimea din păcate aici este una foarte mică cu ce suntem obișnuiți în București și în alte zone. Ăsta e doar curul de la socului, dacă stau să o calculez. Foarte, foarte micuță. Am dat-o gata undeva în 4 minute. Ne revedem cu următoarea șaormerie. La Turcu, al doilea restaurant pe care îl facem în momentul de față, cu o cantitate mult mai generoasă. Sincer, eu am mâncat, dar mai de mult. Foarte de mult. Maioneza picantă arată chiar picantă. Noi suntem morți și leșinați de foame pentru că venim de pe Vicaz. Doamne ajută. Cu siguranță gramajul mai mare și asta mă interesează în momentul ăsta, că sunt mort. Da, chiar e bună. Și asta e cu maioneză picantă. Da? Ai simțit-o? Da. E bine rău de tot. Mai ales după lac. Într-o absolut super. Și după ce am pățit pe lac, da, am rămas fără motor pe barcă. Am stat în jur de o oră în derivă și am așteptat să ne tracteze cineva. Mamă. Maioneza picantă în față de alte restaurante chiar e picantă. Da.
cu analiza mănunțită, ca și cantitate este locul 1, ca și gust este locul 2. Baba rămâne locul 1 la gust, dar locul 2 la cantitate. Vedem ce se schimbă pe viitor. Eu am fost tuți alături de Ștefan și noi ne revedem în, cine știe, poate mai târziu în acest clip. Parcă mâncăm în ghetou cu aia. Păi în ghetou mâncăm. Suntem la șaormeria numărul 3. Cum se pronunță? Șeherezad. Ce mă? Șeherezad. Ia vedeți. Avem una pentru Ștef. Una pentru mine. Una pentru milogul de lângă. Da, nu știe el. Dar el acum vorbește la telefon. Exact, și plus că nu face parte din clip. Care e capul? Capul era, să zic eu. Sincer să fiu cu voi, ne-a făcut tot loc. 3 șaurme au durat 15 minute să așteptăm. Au făcut carne individuală pentru fiecare în parte, așa că avem așteptări mari, sincer să fiu cu voi. Dacă apucăm să le desfacem până terminăm de mâncat. Până terminăm de mâncat. E foame. Din păcate, n-am apucat eu personal să mănânc nimic azi toată ziua. Opa, cred că sunt aproape. Ma. Nu știu dacă începem cu stângul sau cu dreptul cu faza asta, dar arată cam așa. Lipia pare naturală și făcută în casă. Colegul face mizerie, din păcate. Din păcate, cred că aceasta este cea mai pricey șaormă pe care o mănânc în viața mea. 41 de lei. Până acum celelalte au fost 20, respectiv 28. 8, da. Cum urmează să vedem dacă merită toți banii ăștia nebuni. Din păcate, nici măcar n-am fost întrebați. Picant, dulce, așa, nimic. Ne auziți, așteptați că vi le aducem noi. Să avem poftă. Poftă bună. Mamă. Mie îmi place. Nu vreau să mă înșel, dar cred că carnea e făcută direct pe cărbuni. Mm-hmm. Se simte. Are gustul specific de grătar. De grătar, da. Mm-hmm. Mm-hmm. Sincer, pentru mine asta e super ok, gen. Au și sosul, dar sunt destul de light, că gen le simți, dar nu par grase. Are un gramaj relativ ok. Dintre ele și astea, care e mai bună, ieri sau azi? Azi. Pricey, dar mult mai bună. Da, exact. Detaliile contează. Atenția la gust contează. Că e făcută pe grătar, a schimbat complet gustul. Că e făcută pe grătar, a schimbat complet gustul. Inițial vreau cu oresi. Vreau să le iau la mișto, să iau și urma cu mici. Doza va arunci în pungă, să reciclăm. Am adus și pentru Andy, dar nu știam că el nu prea bea, nu prea mănâncă. Nu l-am văzut niciodată. Serios. El acum e ocupat, studiază. Noi acum, ca să înțelegeți, suntem la Ștef la garaj. De-aia apare ghetul în spate. Ca asta este
Să dăm la dubă. Sâna pentru masă. Pentru mine, din păcate, locul 3. Momentan. Vedem, mai avem încă două șaormerii. La două oară, când termină el înaintea mea. Păi, la ce te așteptai? Mie mi-e foame, tu ai mai mâncat parizer cu pâine. Se ascunde că am mâncat parizer cu pâine. Încă două șaormerii to go. Dania și Coresi. În această minunată zi, avem șaorma Coresi. Haideți să vedem dacă până la urmă chiar este ceva de capul ei sau nu. Din păcate, normal, asta e a mea. Vali, din păcate, nu vrea să apară pe cameră, e mai timid el așa de fel. Vrei să apari? Da. Bagă-te aici, lângă ghiuz, Daniel. Aceasta este faimoasa șaorma Coresi. Eu am normală, era de fără ceapă. Fără roșii. Tot aia. Nu e cine știe ce. Gramajul destul de light, sincer să fiu cu voi. Sperăm să ne săturăm, dacă nu, aia, mergem la următoare. Cam vrăjeală sosul, da? Surprinzător, n-are plastic pe dedesubt. E doar în folie direct. Nu mă așteptam la asta. Ca și gust nu pot să mint, e destul de ok. Sosul de usturoi pare ok. Ok. N-am găsit cranț, dar e ok. La gust, da, e ok. E supărat că a găsit cranț. Varianta românească? Scușa urma din gură. Adică varianta românească? Zgârci. Ce e dragi ăla, nu? Nu știu ce ăla cu zgârci. Cranț la noi, la București, e zgârci. Nu știu dacă știți, dar are chestia aia de... Dacă o mănânci în sub 2 minute, primești una gratis. Sincer, cred că puteam să o dovedesc, da? O savurăm pentru clip de data asta. La cine mai sare ce cu sosul? Da, zero sos. Găsește sosurile la fund, aia. Știți ultima gura aia de șaormă de vine cel mai rău de la ea? Sosurile lui acolo sunt. Sincer, combinația de gust e foarte bună. Destul de light, cu siguranță nu o să mă satur, dar vărul e bunicică. Nu se simte nici carnea foarte intens. Condimentele cam lipsesc, dar... Poate n-am cerut noi cum ce trebuie. Eu am zis normală, gen default, cum ar face-o oricui. Nu știu dacă e cea mai, dacă a fost cea mai bună idee, dar... Na. El are fără roșii, adică... Uitați prima și singura mea roșie. Asta aici. Singura mea roșie.
avem un servetel la fiecare. 36 urme 80 de lei. Am luat una de rezervă să o mâncăm după ce nu ne săturăm din asta a doua, că ne așteptam din păcate la acest detaliu minor. Vedem și răspunsul final al domnului Valentin. Pupa. Pupa? Da, pe sos. Să vede acolo. Aute. Să vede. A, începe să vadă sosul. Puternic. A, zic. Zine părerea ta sinceră până acum. Vrăjeală. E vrăjeală? Da. De ce spui asta? Ceva. Găsești mai bine peste tot. Mai bine peste tot, nu? Mai bună la baba, să mor eu dacă nu. Ia, ce alegi? Baba, turc, Shakirin? Turc. Am ajuns la aceeași părere ca Vali. Până în momentul de față, turc, baba, Koresi și Shakirin. Shakirin. Mm. De lângă benzinărie. Scheherazade. Și așa. El a zis bine. Eu nu pot să pronunț. Sau Scheherazade, nu? Da, nu știți să pronunțăm. Oricum, șaorma e la alt nivel. Poate nu suntem noi pregătiți de o asemenea șaormă, dar ce să facem? Era mult mai bun înainte. Făceau șaorma ta. Aia mare. Frumos. Bă, nu pot să zic. A fost gen consistent. Au fost. Sosurile n-au fost pentru că avea doar ketchup cu maioneză, gen. Ah. A fost gen... Și cartofi făcuți pe vatră, gen, dar sunt, sunt ok oarecum, dar, na. Mai bun la turc. Mai bun la turc, da. Mai are și el o ultimă urmă de cartof. Nu prea mai contează. Ne vedem pe data viitoare cu ultima și urmă. Cred că la Dania sau la Ianis, nu știm încă sigur, dar vom vedea. Cred că Dania. E bună. Ultima și urmă, Dania. Vedem ce iese. E ok. E mai vie decât ultima. Revenind, turc, baba, Dania, Koresi, Shaharazam. Cam ăsta e topul. Noi savurăm în continuare această șaormă. Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați like, share, subscribe și toate alea.